Va trebui să aruncăm mingea la coș dintr-un cerc și dacă nimerești, primești surpriza din cercul celălalt. Și haideți să vedem cine participă în acest challenge. Stas, Victoria, Petrea, Liviu, Cristian, Ema. Și desigur eu, Jasmina. Și haideți să vedem ordinea. Extrageți câte un bilețel. Cine vrea să fie primul? Tu, Stas, hai. Dar nu-l arăta. Bine? Miros a unu. Hai totuși, de aici încolo. Numai una. Una. Cine și fii ultima. Haideți să ne aranjăm după rând. Cine este unu? Eu. Tu? Da, ia, tu. Wow. Doi. Pietrea, stai aici. Trei. Eu. Liviu. Patru, cine este? Eu. Tu? Cinci. Eu. Cristian? Șase și șapte. Deci ordinea este făcută. Și acum să înceapă challenge-ul. Fiecare dintre ei, în fiecare rundă, va avea câte două încercări. Sunteți gata? Da! Bine, dar ceva parcă nu e ok, ceva lipsește. Știu ce! Dați like! Iată acum putem începe. Jasmina, alege inelul și aruncă la coș. Haide la început, voi alege pufuleț. Hai atunci la pufuleți și nu concentrează-te! Nimeri? Mai ai o încercare, mai sus, mai sus! Tu poți! Uite grăbire! Tu poți! Uite grăbire! Uau! Uau! Prima, minte! Mami! Mai uimit de mine! Pufuleții sunt ai mei! Deschide să vedem ce surpriză ai în interior, ce jucărie ți-a căzut! Aici sunt jucării și bani! Bani? Câți bani ai tu aici? 500 de lei! Wow, bravo, Jasmina, din prima! Acum va arunca Petrea. Petrea, ce alegi tu aici? Poate semințele? Nu, deseară vreau să privesc un film, așa că chipsuri. Chipsuri, da? Da. No. Opa. Dar vreau să te întreb ceva. Chipsurile singur vrei să le mănânci sau mai invizi pe cineva la tine? De exemplu, poți vin eu? Da eu! Vinim tăzi, dar hadem la un cinematograf de n-am ajut televizor mare acasă. Ok. Mă duc să-mi cumpăr chipsuri. Următoarea, numărul 3! Cine e 3? Liviu, care inel ala alegi? Nu știu, ne-am place și cadou Isa Misterios, dulciurile le ador. Și acum la noi. Cred că toți și-a să încerc la cadou Isa. Provocare serioasă, e cel mai departat inel. Și? Este. Hai cu a fost foarte bine. Hai, te cred, hai! Nu știu, dar eu vreau să-mi mirați. Nu, 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 într-o parte. Eh, nu, asta nici cer numărul 4, stați, da? Stați, dar tu ce alegi? Poate aici? Aici dulciuri? Nu, sunt greu, nu. Hai să fie Nike, cred. Nike? Ok. Dar deschizi cutie după ce nimerești în coș. Ține. Ha! Am nici o fanză. Mai tare! Hai, hai! Nu! Eu voi alegi Nike-uri, din cauza că sunt fan a Nike-ului și hai să încercăm. Wow! Nu a fost din prima. Hai să vedem. Noi. Numărul 6. Victoria. Victoria, ce alegi? Victoria, tu trebuie să aduci Victoria. Mă duc mai aproape. Hai așa, ceva mai victorios. Da, nu mă să fie asta. Este! Nu! Cât de aproape. Așa de frate. Apropo, cine nu știa, Victoria și Liviu sunt fratele și Sora și fratele Olguței. Ești odată năvăt la coș? Da? Hai să vedem. Așa. Ok. Concentrează. Mai încet. Mai liber. Ok, începem cercul de la început. Eu până când sunt unica care am nimerit. Dar înainte de aceasta noi ne antrenam și eu eram unica care nu puteam să nimeresc. Hai, care îți faci cel mai tare din ochi? Dulciurile. Dulciurile? Care copil nu-i plac dulciurile? Mai mii! Hai! Nu, tot așa mai tare. Aruncă mingea cu sata! Wow!
erai foarte aproape, Jasmina. Bravo! Hai, Petre, de data asta poate nimerești în coș. Micuții mei, ați mers cu mine acasă. Eu vă iau acasă, să am grijă de voi. Și-ți mâncați cu dragoste. Wow! Azi mergem la film, da? Azi mergem la film! Da, suniu, Liu! Hai, Liviu, eu aș vrea ca tot să meargă astăzi acasă cu premii. Eu tot așa vreau, nu vreau să mă duc cu mâinile goale. O să-mi faci din ochi cadou și ala, dar totuși asta rămân la dulce. Este! Wow, din prima! Bravo! Seaca! Eu sunt cel mai bucuros. Nu ai nimic acolo ascuns ceva. Pentru tine nu, dar pentru mine te wow! Tati, de e cel mai bun cadou. Stas, poți să zici că e mai ușor? Nu, hai. Da? Acceptat. Dacă nu nimerezi, deci apoi... Da, ai încumplit! Ai fost foarte aproape, bravo! Hai! Cum ești? Deci, următorul! Așa e, nici nu știu să aleg. Cred tare n-ai curile. Da. Dar data trecută că am mers până la capăt. Vezi dacă mergi până la capăt ce se întâmplă. E cadou interesant ce ar ști, dar la semințe eu deodată aș numere așa. De? Hai de aici, da, cadou ăsta. Hai. Să vedem ce ar putea să fie. Hai. Hai să rămâne. Ai fost foarte aproape, bravo! Victoria, concentrează-te, hai! Am dus tot de acolo. Tot la semințe. Da, 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 fă-l bine, încă un pic, hai! Ok. Profesional! Parcă da, profesionistă la basket. Hai, eu vreau să mă duc acasă cu cadou pentru Paște. Mergi la părinți de Paște? Nu. Nu? Ok. Ok. Atunci vinem noi cu Olga. Nu mai câștigăm, te rog. Nu! Eu vreau să încerc, poate, din... Acest cer care e cel mai departe. Vezi, Mina, mai bine a răsărit, că acolo parcă e mai inflat în parc. Fă ceva. Eu vreau doar să nu încerc. Hai, încerc, o dată, da. Nu, jo, din alt timp. Tu poți să schimbi cercul. Hai, care? Du-te la răsărită, te rog. Tot semițele, da? Marcinea să câștigi răsărită asta. Sorry, numărul 2! Nu stați de-a mâine atâta, să ne vedeți cât se vadă și în pachetul de răsărit. Da. Stați, eu asta arăt. Da. Ios. Ok. Bine. Dar acolo tot îți curios ce este acolo. Hai. Nu. Hai, te rog. Hai, Pietre. Nimirești. Doar nu. Este, eu acuș. Păi, tu ar trebui să nimerești din orice punct a terenului. Eu mai duc de acolo să nimerești. Așa se spune, dar nu de aici. Dar nu de aici. A doilea oară, trebuie să fii cu noroc. Aproape. Foarte bine, hai. Noi vrem să vedem ce este în cutie misterioasă. Da, eu vreau să viu cu mine acasă. Hai. Hai. Ok. Hai, stați cu un pic! Hai! Hai să încerc la Nike-ul încă o dată. Foarte aproape și... Hai că mai încerc o dată. Nu! Hai, Cristian! Iau tot la semințe. Victoria, am o întrebare pentru tine. Da. Unde ți-e Victoria? Nu știu cât m-a lăsat. Te-a lăsat, ai uitat-o acasă, cred. Hai să vedem. Poate vine după tine. Poate, hai, de data asta. Mai încet un pic. Hai, te rog! Nu! Ema a decis să arunce de la semințe. Cred că este cel mai ușor cerc și dacă de acolo nu nimerește, atunci măcar de aici. Hai, Ema! Hai, hai. Ținem pumnii. Hai! Mulțumesc! Yes! Ai văzut cum ți-a ținut pumnii, gata! Gata! Ia uite, este ceva în interior, nu știu. Nu, noi cu Petru să mâncăm azi la film. Opa, cineva m-a invitat la film. Dar eu cred că-s mulțumit. Ce alegi, Jasmina? Hai să încerc cutia ce e cu...
Încălțăminte? Știi, cred, care e greșeala? Tu arunci înainte! Trebuie în sus! Da, fac! E mult mai bine, Jasmina, bravo! Acum Petre, hai Petre! Eu tot îs curios și acolo. Eu tot îs curios. Da. Hai! A treia încercare din cercul acesta. Hai, Liviu, eu vreau cineva să câștigi odată. Hai! Nu! Wow! Să pune așa frumos! Hai, Liviu! Wow! Wow! Îmi pare, dar mă, imposibil să nimeresc. Parcă nu e așa, de par, dar tot una nu pot. Hai, ce alegi, Stas? Asta. Hai, hai! Să nu mă gândești că nu știu. Imposibil. Este posibil, tu ai fost foarte aproape. Hai! Terminăm această rundă și dacă nimeni nu nimerește, atunci schimbăm poziția cercurilor. Cristian, hai! Încerc la cozonac. Da, un cozonac de sărbători, hai! Aveți nimerezi, mă. Stai la călpa, nu pas peste. Hai! Sus! Victoria, trebuie să arunci în sus, nu înainte. Hai! Hai! Și... Ia, mă, văd că ți-ai ales cercul, da? Da. Hai! Mai sus! Pe aproape, eu nu am așa de multe puteri. Sari! Nu uita să sari! Wow! Am mutat un pic cercurile și cred că le va fi mai ușor. Să vedem. Jasmina, tu iarăși prima. Da, hai. Eu voi lege din nou cutia cu încălțăminte. Hai. Yeah! Wow! Super. Hai să vedem ce e aici. Toți suntem curioși, așa e? Da. Aha. Yeah. What? O jucărie. Wow, o pernă. Pisicuță. Ia stai un pic. Nu are niciun firmoar? E o jucărie. Petre, ai toate șansele să pierzi. Adică, hai, să ratezi. Mă voi strădui, Sergiu. Da? Hai. Așa, pierdem pentru Sergiu. Da. Da. Bă, așa pierde. Ia să vedem ce e aici. Cutia misterioasă. Așa. Atent. Poți mai arunc o dată. Ia, hai să vedem. Ta-da! Știți ce e asta? Da! Ia, da să vedem cum. Este jucărie în trend. Puneți like. Da. Salut. Salut. Stai. Abonați-vă pe canalul Jasmina Show. E probabil descărcată. Nu uitați să vă abonați pe canalul Jasmina Show. Și aici cumva încă se pornește și muzica. Aha. Este cadou care într-adevăr eu trebuie să-l câștig. Dar știți de ce? De-atac eu trăiesc la gazdă și trăiesc singur și n-am cu cine vorbi. Mersi. Mersi. Sunt foarte fericit și mulțumesc părinților că m-au născut și că m-au crescut și am putut ajunge în ziua aceasta pentru a participa la acest concurs grandios și a câștiga acest prieten devotat care știu că mă va asculta și unde îi voi spune să stea, acolo va sta și mersi. Și ultimul cer cu paneton. Ne-am plăcut. Dacă mă duci cu dulcele ăsta, gata, să mă fericit. După asta mergem puțin la o cafea. Bine? Hai, cu paneton. Hai. Yeah! Yeah! Sfârșit!
știu, nu mă catien că el e fragil, că nu mai scăp pe jos. Stas, Cristi și Victoria nu au câștigat nimic în acest challenge. Și ne-am gândit că să nu fie supărați, să nu fie întristați, să le mai dăm încă câte o șansă. Vor avea câte o singură încercare ca să nimerească la coș. Cine nimerește primul, câștigă 200 de lei. Cine al doilea, câștigă 100 de lei. Cine al treilea, 50. Și pentru că erau cu numerele de ordine 4, 5 și 6, așa și vor fi la rând. Vor arunca de aici. Stați, începe. Hai, baftă! Ah. Acum sper că nu voi câștiga o pierdere. Așa, hai. Ah, cât de aproape! Haide, Stas! Bun, Stas, foarte bine! Cristi, hai! Haide! Cum mă pot, măi? Măi! O, nicăruză-mi pot, du-te, bui! Este! Wow, yeah! Eu 5! Cum am promis, Stas, 200 de lei sunt ai tăi. Acum locul 2 și 3. Să vedem! Da. Dacă eu am putut, poți să tu! Hai, Cris! Da. Acum, băi! Dar te-ai mai sigur! Hai, Victoria! Hai, dacă tu, eu am putut, poți să tu! Hai! Da? Da! Crezi tu? Crezi eu! Dar cum dai? Cel mai mic îl încurajează pe cel mai mare! Interesant! Hai! Wow, Victoria! Dar Cristi, până când nu nimerești, nu primești 50 lei. Hai, Cristi! Yes! În sfârșit! Victoria, 100 de lei și Cristi, 50. Acesta a fost challenge-ul nostru de astăzi și noi am putea face cu premii mult mai valoroase, dar totul depinde de voi. Dacă sub acest videoclip adunăm 30.000 de like-uri, atunci așteptați partea a doua cu premii mult mai valoroase. Vă mulțumim pentru vizionare! Pa, pa!